Ok, avem bani 500 de mii, ce o să facem azi? Ei bine, azi vom lua salariile! Oh yeah! Și vedeți McLaren nu asta, e bine, am dat o mașină care am primit-o gratis, la schimb la mișto și mi-a acceptat și i-am dat țeapă și practic, așa am făcut rost de al doilea McLaren care îmi lipsea. Și practic următorul update în car parking va fi cu Mercedes cel CGTR. The Flying Car, dacă știți la ce mă refer, Pagani Zonda, Dodge Durango și Chevrolet Corvette C6. Practic, Dodge Durango va costa 800 de mii de dolari, Chevrolet Corvette C6 500 de coins, sau monezi, cum să spun. Mai am, n-am benzină, o să ajung. Mercedesul The Flying Car va costa 3000 de coins, sau monezi, și Pagani Zonda va costa 5000. Se va adăuga o zonă nouă, adică de aici, pe aici, pe undeva. Și cam asta e update-ul. Nu știu se va mai băga. Îmi pare că se va mai băga încă un etaj la secțiune poli sau nu, ceva de genul. Asta am văzut și eu pe YouTube ieri și azi. Pe TikTok. Duceți-vă, băi, notificări stupide în puii mei. TikTok-ule, du-te naibă. Du-te naibă, am spus. Crează mie în lab. Mă, să mă ajuns la benzinărie la timp. Și literalmente, mai clar, nu ăsta, i-am pus un gearbox, nu știu cum l-a nimerit. Ne prinde 630 la oră. Interiorul e foarte fain, e șmecher rău. Și ce se va mai adăuga în update este la mașinile alea noi, la Pagani și la Mercedes, se va putea deschide capota și spatele, o animație nouă la uși. Traficul va fi cu mașini, mașini care le poți cumpăra, mă rog. Traficul este improvizat și va fi peste tot și ce va fi mișto alte mașini, nu știu care exact, vei putea deschide capota și tot așa. Când se va face update-ul, nu știu, nu m-a întrebat. Asta am încercat să fac ceva, ați spus și nu. Deci acum ne vedem la... Deci am ajuns la deșert. Ne ducem la munți și o să trebuie să fac design pe noile două mașini care o să le iau, că o să iau trei. Dar nu vă spun care, stați până la urmă ca să vedeți. O să fac design și pe McLaren și pe... Și gata, bă, și pe Audi. Încă n-am făcut. Că puteam lejer să le fac chiar azi, dar am zis să păstrez aia 500.000-200 de dolari care i-aveam. O să-mi trebuiască la tune. O să cumpăr mașini în valoare de 3.500.000 ceva de mii de dolari. Deci numai bine că o să-mi ajungă bani și pentru tuning și design. Și evident că aș putea cumpăra 4-5 sau foarte multe din alea care nu sunt peste 1.000.000. Și am început a avea la diverse. Știi ceva? Așa, după un restart... Ok, hai să ieșim și să intrăm pe City 2, că nu mai stau să merg până acolo.
Dați un like și un subscribe. Și Crăciun fericit tuturor care văd acest videoclip. Yeah! Ok, deci suntem în casa noastră. Cu două uși la garaj. Hai să mergem. Vă voi mai clar. Scrieți în comentarii cum vi se pare update-ul beta care o să se bage, care habar n-am când, că n-am, nu știu data exactă. Bro, dar de ce nu mi-arată? Bate bașa ta mă. Puneți pauză la care și scrieți în comentarii câți bani credeți că o să am. Dar nu vă uitați până la urmă. Stați până la urmă să vedeți ce mașină o să cumpăr. Mă trebuie să iau pe asta, pe asta și pe asta și gata, da? Ok. Deci cam acesta a fost episodul. Acum hai să ducem și la ultima și avem, nu mă uit să vedem câți bani am la final. Pe unde se bagă pe ăsta, mim. E nebun. Și hotelul sau ce chestia asta și hai să ieșim. Meniu. Cred că le-am luat pe toate. Probabil că le-am luat pe toate, nu știu exact. Și avem 5.100.000. Aproape 101.000. Ok. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Nu ăsta, nu. O, bă, am trecut. Nu ăsta, cu noi. S-clasul. Măi. Ford GT-ul și Ferrari la Ferrari. Ok. Favorite, dar mă din interior. Tuning, ok. Până la tuning exteriorul eu îl vreau. Body. Ok, spoilere.
O să-l las așa roșu, că... Așa, tuning. Păi normal că tuning. V12, triple turbo. Asta, asta. Cum eu să nu fac tuning la o mașină? Acum am 58 plus încă... Da, am vreo 61 de mașini, că mai am și pe cont secundar, deci ia mă ia. La fel nimic, deci pe... Ce S-clasul sau ce-o fi ăsta? Adică cred că S-clasul, dar eu nu știu ce scrieți în momentare. Deci hai să vedem exteriorul, body. Asta nu merită. Tuning. Exact. Din nou, la fel. Nu merge pe 12. Triple turbo. Deci, asta acesta. Deci ăsta interiorul la S-Class, probabil că e S-Class, nu știu exact, nu mă pricep, nu se înțelege mașina asta, dar scrieți în comentarii. Bă, că-i dă ceva. Aici lasă să deschid, bă, da. E fain, rău. Măi, ce-i bă cu interiorul ăsta? Lol. Mă, bă, dar îi dă ceva rapid, bă, ăsta.
cu un gearbox o să rupă asfalt. E mai rău ca orice altă mașină cu 125 de cai se limitează la atât, dar dacă îi pui gearbox, îi duce rachetă, depinde ce gearbox acum. Pe unele mașini n-am reușit să pun gearbox, dar bă, 3, 4, 3, 2, 6 e bine, 27. Ferrari la Ferrari. Hai să zburăm cu el. A, bă, este la drumul. Lol. Ok, și avem legendarul Ford GT. Asta e interiorul. Hai să vedem, bam, bam, bam. Să-i dăm un top speed, cam derapează. Ce, ce, mie mă prea-mi place. Hai, jantele, jantele. Haide. Așa, hai să vedem ce viteză are. Trei sute șaptezeci, trei sute optzeci, trei sute nouăzeci, patru sute, ok. Da, cam tot 430. Cam acesta a fost episodul. Să-ți dau un like și eu m-am dus pe